Uniunea Europeană ne-a avertizat că pe piața românească există foarte multă pâine contrafăcută, în special cea neagră, care nu este făcută din făină neagră, ci dintr-un amestec de cacao, caramel și alți coloranți pentru a prinde culoare. Până pe 15 ianuarie, brutarii trebuie să-și schimbe rețetele, pentru că în acestea nu mai au ce căuta coloranții, cu excepția malțului. De la această dată, autoritățile promit controle drastice la toate produsele de patiserie. În Dâmbovița, în ultimele luni, o prioritate pentru Poliția Dâmbovițeană a fost legalitatea de afaceri în acest domeniu al panificației, astfel că s-au efectuat peste 2000 de controle în domeniul transportului, producerii, depozitării, prelucrării, achiziționării și comercializării produselor cerealiere și de panificație. Polițiștii au verificat atât documentele care însoțesc transporturile cu privire la concordanța datelor înscrise, existența firmelor menționate în documente, precum și evidențierea în actele contabile ale societăților comerciale a tranzacțiilor efectuate de la producător la beneficiarul final. Controlele au vizat peste 500 de societăți comerciale, aproximativ 220 de persoane fizice fiind verificate și peste 1400 de mijloace de transport. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 500.000 de lei și au confiscat produse de peste 100.000 de lei. În perioada septembrie-decembrie 2013, polițiștii specializați în investigarea fraudelor au efectuat peste 2000 de controle la diverse agenții economici pentru a verifica legalitatea operațiunilor din domeniul panificației. În urma acțiunilor organizate au fost constatate 54 de infracțiuni, din care 32 de evaziune fiscală. Polițiștii au aplicat peste 1100 de sancțiuni contravenționale și au confiscat bunuri pentru care nu existau documente justificative de proveniență sau transport.